Recalcularea veniturilor celor ce s-au pensionat în perioada 1 ianuarie 2011-31 ianuarie 2013 a fost decisă de guvern anul trecut prin ordonanță de urgență adoptată în urma deciziei Curții Constituționale. Astfel că, pentru persoanele care s-au pensionat după 1 ianuarie 2011, se aplică indicele de corecție prin care se asigură o corelare mai bună între câștigurile salariale și pensia primită de aceștia. Toți pensionarii care au ieșit la pensie după 1 ianuarie 2011 vor primi de luna aceasta pensii mai mari. În urma recalculării, aceștia vor încasa pensii majorate în medie cu 63 de lei. Cât privește sumele alocate pentru această corecție, efortul bugetar pentru anul 2014 va fi de aproape 250 de milioane de lei. Astfel, de la 1 ianuarie 2013, la nivelul întregii țări, aproape 250.000 de pensionari au beneficiat de suplimentarea punctajelor de pensii și implicit ale veniturilor. La Giurgiu, aproape 2.500 de persoane care beneficiază de acest drept au încasat pensii recalculate. S-a procedat la recalcularea pensiilor începând cu 7 noiembrie 2013, când s-a publicat în Monitor Oficial hotărârea de guvern 113/2013. Până la sfârșitul acestei luni, pensionarii vor primi diferența de pensie aferentă lunilor noiembrie și decembrie 2013. Recalcularea propriu-zisă a început încă de anul trecut în noiembrie, când s-a publicat în Monitorul Oficial hotărârea de guvern prin care s-a dispus aplicarea indicelui de corecție. Motivul recalculării pensiilor după 1 ianuarie 2013 a fost indicele de corecție, care s-a acordat în procent de 1,06, acest indice reprezentând indice de corecție pentru anul 2013. Iar pentru anul 2011 și 2012, indice de corecție era diferit, în respectiv 1,12 pentru anul 2011 și 1,17 pentru anul 2012. Cât privește fondurile necesare acoperirii acestor sume, ele se regăsesc în bugetul pe 2014 aprobat de Parlament, de la bugetul de stat fiind transferați către bugetul asigurărilor sociale de stat, bani care au ajuns deja la mare parte din pensionari.